Ai decis să te rupi sau să părăsești relația cu un narcisist? Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Azi despre asta voi vorbi, lucruri pe care nu trebuie să le faci, dar și ce anume trebuie să faci dacă ai decis să ieși dintr-o relație toxică sau relație cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă. Țin să menționez că informațiile aduse aici sunt informații educative și nu de diagnosticare. Dar înainte de a dezbate subiectul de azi, vreau să răspund la o întrebare. Cineva întreba, pentru a mă abona acestui canal trebuie să plătesc? Răspunsul este nu. Apăsând butonul de abonare cât și clopoțelul, vei fi anunțat de fiecare dată când voi posta ceva nou. Dar cred că persoana a făcut referire la a deveni membru. A te alătura celor care sunt membrii acestui canal implică o taxă minusculă, adică costul unei cafele, o sumă modică, aș zice. Iar eu, ca apreciere a susținerii activității mele, voi răspunde lunar la câteva întrebări mult mai în detaliu. Dacă aveți alte întrebări, vă rog să le lăsați în cutia de comentarii, iar eu voi răspunde personal. Așadar, ce este bine sau, mai bine zis, ce ar trebui să nu faci dacă ai decis să pui capăt unei relații cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă, iar apoi ce ar fi bine să faci? Deși americanii spun do's and don'ts, adică ce să faci, iar apoi ce să nu faci. Dar pentru mine, din punctul meu de vedere, este important ce nu trebuie să faci, iar apoi ce să faci. Dar cu siguranță, voi faceți așa cum vă este bine și comod. Important să țineți cont de aceste elemente, aceste informații. A te despărți de cineva cu care ți-ai petrecut o parte din viață nu este niciodată ușor, indiferent dacă ai fost de acord cu despărțirea sau ai fost aruncat sau părăsit așa, fără milă sau fără inimă. Cu toate acestea, bine de știut, ceea ce faci după despărțire determină dacă te vei recupera și vei merge mai departe sau dacă vei rămâne obsedat de fostul sau de fosta după caz. În primul rând, nu rămâneți prieteni, exclus. Nu încercați să rămâneți prieteni, doar în cazul în care există minori. Dar acolo este o altă conjunctură și trebuie lucrat. Este un alt subiect mult mai sensibil. Majoritatea oamenilor care se despart în relații sănătoase de obicei nu rămân prieteni. De ce? Sigur, se pot trata unul pe celălalt cu cordialitate, cu respect, dar scopul unei despărțiri este de a crea distanță. Dacă ați ajuns în punctul în care ați hotărât să vă despărțiți, să vă separați, să vă începeți viața fiecare pe drumul lui, asta înseamnă că vreți să rămâneți singur, astfel încât ambele părți să se poată vindeca și să meargă mai departe. Narcisiștii, pe de altă parte, fac adesea cererea aparentă sinceră că, deși voi doi nu sunteți compatibili, le pasă foarte mult de voi și speră că veți fi de acord să rămâneți prieteni, ba chiar să vă întâlniți uneori. Narcisiștii fac această sugestie doar dintr-un singur motiv. Ei nu vor să se angajeze, dar vor să te țină în preajmă, o opțiune în timp ce își mențin influența și controlul asupra vieții tale. Vor să rămână în control. Vor doar să-ți controleze viața. Ei știu foarte bine că ți-ar fi imposibil să mergi mai departe, cu atât mai puțin să te vindești de abuzul prin care ai trecut, atâta timp cât încă sunt în preajma voastră, atâta timp cât încă țineți legătura. Sunt tot timpul în control, primesc informații, iar asta nu face decât să vă blocheze pe voi să vă începeți călătoria în recuperare și reconectare. De aceea spun contact zero. Nu continuați să comunicați. Cu toții reflectăm asupra lucrurilor pe care am fi vrut să le spunem sau să le fi spus și ne plângem de ceea ce am fi putut face diferit în timpul relației sau de ce nu v-ați dat seama mult mai devreme. Acest lucru este valabil mai ales după o despărțire de un narcisist din cauza nevoilor inerente de a te învinovăți pe tine și pe toți cei din viața ta, din jurul tău. Inclusiv familia, mătuși, frați, rude, chiar dacă aveți un animal de companie, el poate da vina pe oricine pentru ruptura relației voastre. Vor fi momente în care dintr-o dată vrei
Să dai un telefon, vrei să-l auzi, vrei să formezi numărul sau să vezi ce face, cu cine este, unde este. Ar fi bine să-ți controlezi aceste emoții și să nu o faci. O parte din motivul pentru care te simți pierdut după o relație este că trebuie să faci față schimbărilor, schimbări serioase în rutina și obiceiurile tale de viață zilnică. Dar un alt motiv pentru care vă simțiți atât de disperați după despărțirea de un narcisist este că rămâne un gol. Există un gol profund de nevrednicie, neputință, pe care vreți să-l umpleți. Dar pentru cei care sunt pe canalul meu și au ascultat postările din trecut, eu spun acolo, umpleți acest gol dând atenție asupra nevoilor voastre. Conectați-vă cu oameni care înțeleg și nu vă judecă. Implicați-vă în activități care vă obligă să fiți atenți, să dați atenție la ceea ce faceți. Și asta vă ține departe de a vă mai gândi la trecut sau la fostul sau fosta. Și este posibil, dacă primești un singur semn, să te întorci sau să mai dai o șansă. Dar nu accepta și nu da o altă șansă. Înțeleg că încă digeri vocea rece a narcisistului, dezinteresul lor, iar prada continuă pentru că lucrurile crezi că s-au terminat definitiv, dar faptele șocante despre relația lor, despre viața lor, este posibil să declanșeze partea emoțională și să îi vreți înapoi. Și cel mai rău dintre toate este gândirea acea nervoasă, te gândești la detalii nesemnificative declanșate de gândirea ta, doar de tine, ca de exemplu cum ar fi să îl vezi pe el sau pe ea cu altcineva. Iar asta te duce într-o stare neconfortabilă și este posibil să recidivezi, să te întorci din drumul tău. Poate că nu înțelegi ce a mers prost în primul rând sau de ce încă te mai gândești, iar asta poate fi o veste grozavă pentru un narcisist care îl îndreptățește și vor folosi această ocazie pentru a vă condamna, a vă prinde din nou, a vă prinde în acel cârlig, cârligul de care voi ați scăpat. Se vor asigura că a rămas un spațiu deschis acolo, un spațiu în care el poate să intre și să manipuleze, să primească aceeași aprovizionare. Indiferent că tu vei accepta sau nu, el își va continua viața și va continua să caute după aprovizionare cu tine sau fără tine. Dar dacă tu vei accepta, tu vei fi cârligul de siguranță. El știe, indiferent de ce se întâmplă, are o rezervă, o aprovizionare, rezervă acasă. Dar tu, unde vei fi? Nu ți va face bine dacă vei accepta încă o dată și încă o dată sau dacă vei cerși iubirea lor sau să mai încerci ca această relație să crezi că ar putea funcționa. Mai târziu te vei urâ, pentru că după această încercare se va instala umilința și regretul în sufletul tău. Ca să te protejezi, renunțați la toate platformele de legătură. Nu poți rezista impulsului de a te uita la pagina de Facebook a fostului după despărțirea ta? Încearcă! Îți strigă numele? Simți că te strigă? Dar ghicește ce se întâmplă. Poate îți zici, ei na, o mică privire nu strică, nu mă vede nimeni. Dar urmărirea fostului sau a fostei și a noii cuceriri a lor sau ceea ce postează ei pe Facebook sau pe orice platformă de socializare este direct corelată cu întârzierea uriașă a procesului tău de vindecare, iar aici nu vorbesc de zile, vorbesc posibil de ani, chiar mai rău. Îți poate împiedica sau aduce prăbușirea într-un vârtej de disperare, ducând la depresie, dar asta este valabil și invers. Nu vă expuneți pentru că nu faceți decât să dați un semn de deschidere. Uite unde sunt, îmi este bine, vai ce bine mi este. Știți ce spun, cei care sunteți pe canalul meu deja știți această frază. Mai puțină expunere, mai multă liniște. Dar, bineînțeles, decizia vă aparține. Acum că am vorbit despre ce să nu facem, să vedem ce ar trebui să facem. În primul rând, scăpați de lucruri, obiecte care trezesc amintiri. Dacă sunt lucruri valoroase, le puteți vinde. Dacă nu, alegeți să le donați. Sau dacă vreți să le păstrați, păstrați-le într-un loc nu vizibil, până când știi că ai trecut peste orice legătură și ești bine cu tine sau ai o nouă viață, iar acele obiecte
nu mai au valoare sentimentală, doar financiară. Un alt element foarte important este să ștergeți numărul de telefon, dar aș spune nu-l ștergeți doar, blocați-l, iar apoi ștergeți-l. Ștergeți orice contact, WhatsApp, Messenger, Facebook, e-mail sau orice sursă de legătură. Un alt element important, nu alergați după o nouă relație, până când nu sunteți siguri că v-ați reconectat, până când știți cine sunteți și ce fel de relație vreți. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să te baricadezi în casă, ba din contră, ieșiți, socializați, dar nu dați vreun liber părții emoționale. În alte cuvinte, să te antrenezi și să înțelegi că este nevoie de timp. A da drumul sau a ieși, a te rupe dintr-o relație nu este un lucru unic, dar nici simplu, dar este ceva ceea ce trebuie făcut în fiecare zi. Este nevoie de practică, din nou și din nou. Deși pot exista o mulțime de cicatrici care provin de la relația cu narcisist din punct de vedere emoțional, dar rețineți că această experiență vă va prinde bine pentru viitor. Ai învățat multe lucruri despre tine, iar în călătoria de vindecare și reconectare cu sinele îți vor fi de ajutor. Vei ști ce partener ți se potrivește și cine ești tu. De asemenea, vei fi mult mai conștient atunci când un narcisist intră în viața ta și poți evita să mai experimentezi acest tip de relație toxică vreodată, dacă ți-ai învățat lecția, posibil să mai recidiveze sau posibil să mai faci o greșeală și nu te-ai oprit să înțelegi unde ai greșit, unde a fost și partea ta, unde ai greșit și tu. Când renunțați la cineva sau la ceva care a fost rău pentru tine sau ți-a făcut rău, faci loc în viața ta pentru vindecare și noi posibilități. Știu că informațiile aduse sunt valoroase, iar dacă le găsești utile și crezi că ar putea ajuta încă un suflet ca tine, nu uita să dai mai departe. Iar pe această cale vreau să mulțumesc celor care au făcut donații. Înțeleg aprecierea voastră, aprecierea muncii mele și îmi susțineți activitatea. Vă mulțumesc! Până la următoarea întâlnire, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.